Elevii școlii numărul 10 din municipiul Giurgiu au fost vizitați astăzi de polițiștii din cadrul Biroului de Prevenire și Analiză a Criminalității, în cadrul programului Prevenirea Delincvenței Juvenile. Oamenii legii au avut ca scop reîntâmpinarea evenimentelor neplăcute între elevi în școală, precum și în afara acesteia. Am rugăminte la dumneavoastră să păstrați o ordine și disciplină în școală, cât și să ținem cont de faptul violenței fizice și verbale. Chiar dacă nu s-a întâmplat până acum, să avem grijă pe viitor să ne ținem deoparte de aceste lucruri neplăcute, ținând cont de faptul că, intrând într-o discuție banală cu un coleg, se poate ajunge la un conflict spontan, să zicem, după care ia amploare. Elevii au fost receptivi și au ascultat până la final sfaturile polițiștilor. Să nu furăm, să fim politicoși, să nu traversăm unde nu este permis, să facem totul cu un scop, nu ceva ce nu este bine. Păi, ca să nu intrăm în conflicte dintre acestea, adică să nu luăm petarde de la străini sau bomboane ca să ne fure și după aceea este mai rău. Și pentru că ne aflăm în preajma sărbătorilor de iarnă, oamenii legii au ținut să le vorbească și despre folosirea materialelor pirotehnice interzise, care, în ciuda acțiunilor întreprinse de poliție, încă există pe piață. Fiecare are bucuria de a pune mâna pe o petardă sau, eu știu, pe la colțul străzii, deși este interzisă comercializarea și folosirea acestor petarde. Am rugămintea la dumneavoastră să nu le folosiți de niciun fel, pentru că au fost ocazii când s-au întâmplat accidente prin dislocarea degetelor, a ochilor sau chiar rămânând pe întreaga viață nevăzători. Pentru că minorii sunt atrași de medii periculoase, polițiștii au mai vorbit și despre importanța cunoașterii legilor, despre situațiile în care aceștia pot încălca legea și despre consecințele faptelor.